când femeia lasă la mâna bărbatului, da, 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 așa cum zice el, și dacă nu vede așa, el își dă viața pentru ea. Dacă nu, el se bagă în luptă cu ea. Și noi nu putem lupta. Că noi îl batem la nivel psihic. Dar el ne pedepsește fizic, ne pedepsește prin multe lucruri care nu ni le mai dă, nu ni le mai oferă, nu ne mai împlinește. Actul sexual, în primul rând, e afectat și îl vedem pe bărbat neputincios. Îl vedem imposibil. Ce vrei mai mult? Să ai un bărbat care nu te satisface sexual? Păi nu te satisface din limbă. Limba ta l-a oprit la nivel hormonal. Atunci căutăm în alții ce nu ne dă bărbatul. Vedem în alții fericirea, suntem în alergare, în iad. Deci ea, dacă vrea să facă o viață în doi, o vede să o vadă prin supunere la bărbat. Ea nu poate fi comandant, ea nu e o femeie care să se ducă singură pe pământul ăsta, dar nici măcar să-l învețe pe altul cum să facă. Ea și-a găsit un bărbat perfect, care îi aduce echilibru, îi aduce pâine, îi aduce casă, îi dă copii. Ea n-are de făcut nimic decât să-l iubească. Femeia iubire, bărbatul protecție, bărbatul putere, bărbatul hrană, bărbatul ajutor, bărbatul ea n-are nimic de făcut aici, decât să se oferă pe ea ca iubire. Dacă ea nu înțelege asta, n-are rost să o bagi în filmul ăsta, că nu o să fie bine și nu-i problemă, că și asta e bine. Că va fi lecția din care veți învăța. Și problema e că nu învățăm nici din lecția asta și ne băgăm și în a doua, și în a zecea, că eu m-am băgat în toate lecțiile. Și n-am văzut că eu sunt bărbatul. Cât timp femeia e bărbatul, distruge tot. Tot distruge la nivel bărbat-femeie. Poți să ai succes, poți să faci bani, poți să ai afaceri, poți să te înțelegi cu lumea, dar în casă la tine ești nimeni. În casă la tine ești vierme, călcat de așa ni de talpa lui Dumnezeu pe cap. Te calcă Dumnezeu, măreția, îngânfarea, alergarea după binele tău propriu, dând lecții la bărbat, te face un nimeni, te face un bărbat cu coaie, dar n-ai fericire. Iar ea e un bărbat, ea a văzut în tine bărbatul în casă. Și asta e problema vieții ei. Cu asta, dacă poți lucra cu asta, femeia trebuie să asculte, femeia trebuie să asculte și femeia trebuie să supună. Dacă el zice să facă ceva, face, dacă nu, nu. Și să vezi că ea va găsi fericirea în supunere, pentru că asta a pus-o Dumnezeu, menirea în noi. Noi, căutând altfel, vom fi în războaiele și luptele diavolului și vom pierde fericirea. Și vom căuta în toți bărbații fericirea, nu vom găsi nici în unul, îi vom face pe toți proști și neputincioși. E inversul la ce știe ea. Deci eu văd că ea trebuie învățată altfel. Nu că ce-i bine pentru ea, nu, 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 pentru că capriciile unei femei nu se termină niciodată. Azi avem o problemă, mâine avem 100 în cap. Păi mâine nu ne-i bine, tot ce am decis azi mâine le punem cu curul în sus. Mintea femeii e 90% pământeană, mintea bărbatului e 90% cerească. Așa l-a făcut Dumnezeu pe bărbat, cu mintea lui spre puține lucruri pământești. Mintea lui în două, alb și negru. Noi suntem curcubeie, noi suntem o invenție totală, nelimitată de putere pământeană, pentru că prin puterea asta ne-a dat puterea să îngrijim copiii, să le vedem lipsurile, să-i strângem de pe pământ, să-i îmbrăcăm, să-i dezbrăcăm, să-i hrănim, să vedem pământul pe partea asta în jos. Femeia privește în jos, bărbatul privește în sus. Mesajul lui Dumnezeu la femeie vine numai prin bărbat, nicio soluție nu are. Nu există femeie fără bărbat să primească ce trebuie să primească prin bărbat. Lecția femeii, iadul, raiul femeii, îl trăiește prin bărbat, nu are nicio șansă, ea nu mai are busolă pe pământ. Noi fugim, femeile bărbat, noi suntem femei bărbat, fugim de busola bărbat. Vrem noi să fim busolă, noi să fim dirijori, noi să cunoaștem ce spunem noi are valabilitate, noi distrugem, noi distrugem. Noi nu creștem, nici noi și nu-i lăsăm nici pe ei, dar mă rog. Dacă vrei copila asta să fie fericită, eu îți spun un lucru. Copila trebuie să știe, bărbatul e puterea, noi suntem iubirea. Noi iubind bărbatul vom primi putere prin el, dar nu de luptă, putere de viață.
Prin acceptare, așa cum e el, dacă eu îl accept pe bărbat și vreau să-l transform, să fie pe placul meu, capriciile mele, fixurile mele, să-l facă pe bărbat cum vreau, eu deja am intrat în iad. Iadul pe pământ, s-o deschis iadul, s-o deschis ușile și eu n-am decât să fiu în iad. Începe iadul, viața cu iadul. Bărbatul nu va fi niciodată transformat, dar dacă vom reuși să-l transformăm, îl vom face prost. Bărbatul nu-i prost. El are instincte duhovnicește, Dumnezeu îl învață. Noi dacă îl facem după chipul și asemănarea noastră, după nevoile noastre, el devine un pămpălău, nu ne va plăcea. De-aia mulți bărbați sunt pămpălăi, de-aia eu îi văd pămpălăi pe bărbați. Că eu sunt tare, eu sunt mare, eu îi fac cum vreau eu, ei devin proști. De-aia au ajuns bărbații pe pământ să fie femei, femei, să îmbracă ca femeile. Pe și-au pierdut hormonii masculini. Prin umilință, nu mai fabrica hormoni, ei sunt real femei. Ei în instinctele lor sunt femei, în simțurile lor sunt femei, prin femeia bărbat. Noi, femeile bărbați, i-am transformat pe bărbați în femei neputincioși, în proști și nu ne mai place. Vrem alții mai puternici care și pe ei facem tot slăbănogi, că tot așa facem cu toți. Deci, măi copilă, când tu vrei să te duci într-o viață, cu un bărbat trebuie să-l accepți așa cum e el. Așa cum el e perfect, ea trebuie să-i duce mintea ei, dar cum? Pentru că toată viața a auzit de la tine. Nu știi, nu poți, nu faci, n-ai înțeles ce știi tu, tu taci din gură. Deci ea are programele mamei, eu am avut programele lui Mica. Eu m-am luptat să nu fiu ca Mica, dar în gândirea mea, eu i-am văzut ca Mica, pe Ticu. Nu știu, nu-s bun, nu mint, nu spun adevărul, de unde vine, de unde pleacă în mintea mea, l-am judecat. Și judecata m-a mâncat. Mi-am cheltuit viața. Și fără fericire, nici o zi de fericire. Fericirea mea a fost în muncă și în materie. În iad. M-a dus în iad viața. Dacă tu vrei să te duci să te măriți, tu mergi cu gândul ăla că tu nu vei spune bărbatului ce să facă și tu nu vei face nimic de capul tău. Tot ce va fi el de acord să faci, îi spre binele tău. El te va proteja, el are instinct, el l-a făcut Dumnezeu în trib, să meargă la zeci de kilometri să caute hrană, să caute o pradă. I-a dat Dumnezeu informația cum să vâneze, cum să lupte cu prada, cum să se întoarcă înapoi la domiciliu, la gaura din peșteră, să nu se piardă. Bărbații au în ei instinctele de a supraviețui și de a proteja femeia. Femeia nu. Femeia se piarde. Femeia pierde și pe el. Prin binele acestui veac, prin poftele acestui veac, prin nevoia ei de exprimare în acest veac, prin nevoia femeii de demonstrație că ea e puternică, ce ea n-are nevoie. De-aia a ajuns lumea la final și uite că lumea e în mâna lui Dumnezeu acum. E de acord Dumnezeu cu prăbușirea ei, pentru că odată la mii de ani trebuie lumea să se termine ca să se poată perpetua specia, că noi suntem spre autodistrugere, noi mergem spre distrugere pământul întreg. Pământul trebuie să aibă protecție și atunci dacă viermii s-ar înmulți prea mult peste toate celelalte viețuitoare, ne-ar mânca viermii. Dumnezeu o da limite ca orice ființă de pe pământ să aibă o limită, să nu mănânce toate celelalte viețuitoare. Fiecare plantă are o limită, nu se întinde peste celelalte. Nimeni nu vrea ce este a celuilalt. Omul a ajuns aici să vrea totul, să cuprindă totul și să distrugă totul. Și acum, prin aceste manevre care le creează, prin războaie, prin foamete, prin venirea gândacilor, prin venirea altor rase de pe alte planete, prin președinți și guverne care vor să distrugă omenirea, e mâna lui Dumnezeu. E protecție pentru rasa umană. Va trebui să rămână 30-50 de oameni, 1000 de oameni pe pământ care să facă din nou rasa. Să pornească din nou un echilibru în atmosferă. Și va fi. Și trebuie să fie. Și nu putem să ne ascundem de mâna lui Dumnezeu și de ochii lui. Ăsta-i Dumnezeu în toate lucrurile. Și în iad și în rai. Tot Dumnezeu-i. Așa face El. Pentru că așa protejează ceea ce a creat El, creația Lui. El e protectorul creației. Tot ce iese din matcă vine retezat, vine îndreptat. De ce oceanele stau în matca lor?
De ce când ies afară distrug? Păi uite așa face femeia, iese din matca ei și când iese, se lăbărțește peste tot și distruge tot, prin frumusețea ei, prin plasticitatea ei, prin abandonul lui Dumnezeu, prin frica, prin lipsa fricii de Dumnezeu, prin lipsa nașterii de copii. Dumnezeu i-a dat putere femeii să nască copii care să-i aducă fericire. Ea, în lipsa acestei nașteri de copii, ea caută materia să-i umple golul fericirii. Și nu-l va găsi și ea va distruge continuu și continuu și a ajuns la limita maximă până la distruge rasa umană. Păi acum copiii noștri trebuie lăsați și învățați să-și caute prin interiorele lor pe Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Păi mă duc la biserică, dar ce fac eu cu învățătura? O pun în practică? Păi nu. Păi unde-s eu? În iad. Învățătura în rai, eu sunt în iad. Păi nu-i nimic, că nu-i nimic. Că eu voi trăi în iad până când voi învăța unde să mă manifest în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va da atâtea lovituri până când vom muri. Vom muri și tot vom fi mântuiți. Ne va lua fericirea, ne va lua bunul, ne va lua copiii, ne va zdrobi prin lume, ne va pune durerea la picioarele noastre și ne va învârti acolo pe grătarul iadului, în durere, până când ne va salva prin durere, că salvarea este durerea. Ne va pune la durere. Prin practica asta eu am cunoscut și am văzut unde am trăit și cum trăiesc. Mi-am văzut sfârșitul și îl văd. Dacă eu nu văd că prin asta Dumnezeu îmi vrea fericirea prin durere, Dumnezeu mă va face nefericită. Atâta cât voi duce luptele astea. Singura ei șansă e să asculte de bărbat, să meargă pe mâna lui, să creadă în el. Și odată din când în când, ce zici să mă duc până la mama? Cum vezi tu? El dacă o vede ascultătoare în toate lucrurile, ea când îi va cere ceva, el îi va îndeplini orice dorință. Așa s-a dus, cum o cheamă? Izabel, cum Doamne o cheamă pe aia de s-a dus la împărat să salveze poporul? Da? Pentru că ea a fost supusă frumoasă în ochii lui, chiar dacă el a avut multe femei, ea când a cerut împăratului să o accepte, ceea ce nu era voie, Dumnezeu a acceptat-o, bărbatul. Și a zis, ce vrea? Ce vrea frumusețea ta de la împăratul? Și a zis, vreau asta și asta și asta. Și a și pus în practică dorința ei, prin supunerea ei, prin lecția ei de supunere în fața lui. El a văzut frumusețea sufletului ei, care peste celelalte femei i-au avut ceva mai special, că toate femeile sunt frumoase și bune la pat. Care mai de care? Nu ți-e saturi de ele. Nicio femeie nu e mai frumoasă ca alta. În fața bărbatului când se deschide și își dă corpul, el o iubește. De-aia bărbații se culcă și cu mama lor. Și cu prostituatele ca și cu alea din VIP-uri. Bărbatul când de femeia își deschide picioarele, se dăruiaște, el e fericit. Și de multe ori e mai fericit cu aia din prostituție decât cu aia din VIP. Că aia nu îi se supune. Femeia care îi se supune o iubește și face orice pentru ea. Până și-o plătește, până își dă orice. Deci femeia supusă la bărbat e și fericită, că așa i-a dat menirea Dumnezeu, îi umple golul, prin supunerea aia îi umple golul, altfel ea va căuta toată viața. Toți bărbații nu-i vor umplea golul. Ea va fi orice, regina Angliei, în sufletul ei va fi nimeni, cum îți eu. Mi s-o dat lumea la picioare, o am. O am și o am cât vreau. Și golul meu nimeni nu-l poate umplea. Stau în casă singură. Nu se luptă cu bărbatul. Bărbatul e capul și punct. Iar femeia iubirea lui. Când tu ai împlinit planul tău divin de a te dărui în iubire, Dumnezeu își împlinește planul lui prin a-ți fi ție cap și el va face totul pentru binele tău. El nu va mai căuta binele lui. Cu cât îi căutăm binele nostru să-l smulgem de la bărbat, prin manipulare, prin dirijarea lui, el va simți, el nu-i va plăcea și atunci el nu-ți va dărui ce cauți de la el. El va pune piedici în toate dorințele tale și atunci vei deveni o luptătoare cu el. Îl vei obliga.
iar el va fi un luptător crâncen. Și asta e viața vieții femeii, în luptă cu bărbatul, nu se mai termină. Dar ce-a făcut diavolul? A dat puterea femeii. Femeia să fie acum la putere, în toate ringurile, în toate astea. Și Dumnezeu va distruge pământul prin ea. Prin ea. Pentru că și-o dori, stai că va veni femeia sexuală, robot. Vor fi femeile case de toleranță roboți, se vor deschide niște accesuri într-o sfințe sexuală incredibil de apetisantă, de reală, prin cuvinte, prin dăruire, prin tot ce va avea femeia robot, prin buzele ei, prin carnea păsăricii ei, prin carnea de pe ea, prin cuvintele ei, printr-o frumusețe exorbitantă. Bărbatul nu-și mai dorește o femeie umană, pentru că o femeie umană va rămâne în urma acestei femei care Dumnezeu o va permite pentru umilința femeii care și-a bătut joc de bărbat, și-a bătut joc de creația lui Dumnezeu. Și ce va mai face acest bărbat care va fi atras de roboți? Vor cumpăra programe care vor pune pe așa un fel de iluzii prin casă, care vor imita femeia ideală. Bărbații vor avea o femeie ideală, nici de cum femeia asta, că de-aia sunt împreună bărbații între ei, pentru că ei nu mai au ideal în femeie. Și vor duce până acolo încât bărbații vor avea în casă un aparat care le pune prin casă o iluzie, se va mișca, va vorbi, va răspunde, va comunica, tot un robot mai ieftin, că ăla fizic e scump, nu se vor permite. Și uite, așa se vor căsători cu bărbați, femei cu bărbați, bărbați cu femei iluzii și vor face copii. Păi laboratoarele deja lucrează asta de ani de zile, să facă copii pe bandă. Copiii din laboratoare. Bărbații vor avea copii din laboratoare cum își doresc ei. Copii care se vor supune, copii care vor iubi în felul în care bărbatul vrea să fie fericit. Pentru că femeia nu mai fericește. S-a despărțit femeia de Dumnezeu. A ajuns în iad. Bărbatul nu vrea asta. Bărbatul va rămâne fericit și femeia își va distruge propria ei existență. Și va pieri rasa umană, va pieri și se va ajunge până acolo încât rasa umană nu va mai fi. Nu va mai fi. Și vor rămâne câțiva care vor mai face copii și se va mai umpla pământul în iară mii de ani. Că Dumnezeu nu lasă, nu lasă să se distrugă creația Lui. Așa a fost potopul, așa a fost când s-a descoperit și nu știe miliardele de ani de dinainte cum Dumnezeu a potopit lumea. Și iar o potopește. Și noi facem parte din potopul ei, noi ca femei destructive, căutând să manevrăm bărbații. Căutându-ne binele nostru, distrugem lumea. Dar binele nostru nu-i nicăieri. Binele nostru e în bărbat, ascultând de el, că el ce face? El e din Dumnezeu, el e capul. El pe noi, când ne interzice ceva, când nu ne lasă să facem ceva, El ne echilibrează cu Dumnezeu. El ne arată prin bărbat, noi vedem ce ne place la Dumnezeu. Și lucrul ăla, dacă noi îl ascultăm și nu-l facem, noi suntem mântuite. Noi ne apropiem de Duhul Sfânt. Noi primim energie subtilă, Duhul Sfânt, prin coborârea asta a ego-ului, că suntem pline de ego. Noi avem ori iubire, ori ego. Noi nu avem prin ego iubirea, noi iubirea de sine avem prin ego. Iubirea adevărată e să-l iubim pe celălalt. Și celălalt e bărbatul în primul rând. Și orice bărbat, orice bărbat, așa cum zice el, da, așa e cum zici tu, femeia nu intră la luptă cu bărbatul. Noi dacă vine un război, nu merem la război. De ce nu merem la război dacă suntem așa războinice? Suntem numai războinice la gură, atât, la ego, la mândrie. Și ne distrugem copiii și ne distrugem pe noi. Dă-i să asculte. Dă-i să asculte la, cum o cheamă, la Denisa. Să nu știe el. Să nu știe... Astea, să, tu ești mama lor. Mama femeilor. Tu ești modelul lor. Ce le înveți tu, aia vor face. Să cedeze la bărbat. Cum vrei să cedeze? Nora ta la bărbat, la copilul tău? La fel trebuie să cedeze femeia, copila ta, la bărbatul ei. Nu poți să-i ceri la noră ceea ce nu poți să-i ceri la fică. Stai un pic, fii dreaptă, că Dumnezeu e drept. Ea va tinde să ți se plângă.
Cum că? Uite ce-o zis, uite ce-o făcut, uite cum face. Că așa suntem tot, nu numai ea. Cu atât mai mult ea care e sub protecție, ea nu știe de a nu fi înțeleasă. Ea e obișnuită să nu fie înțeleasă, de fapt. Că ea vede că voi nu înțelegeți, dar ea e obișnuită să fie acceptată. Adică, oricum sunt, eu sunt acceptată. Ea, toată viața ei, a fost acceptată. Nimeni nu a pedepsit-o pentru că ea gândește altfel, nimeni nu a pedepsit-o pentru că ea nu a făcut ce i s-a spus, nimeni nu i-a dat o lecție de viață pentru că ea nu s-a conformat la niște reguli în familie. Ea a învățat că orice poate își permite pentru că e acceptată. Ea nu va fi acceptată. Ea va primi inversul ce ai educat-o tu. În programele ei, ea va fi invers. Adică ea nu va accepta ceea ce pentru ea, atunci când nu e acceptată, ea nu va accepta la rândul ei. Și uite cum intră în iad. Singura soluție pentru ea e salvarea, e acceptarea totală, detașarea de toate programele astea, că noi știm mai bine, că noi vrem altceva. Că așa cum zicem noi, trebuie, nu trebuie. Noi nu putem învăța pe altul ce trebuie. Altul știe ce trebuie. De ce să-l învăț eu ce trebuie? Că îl duc la distrugere și eu și el. Și așa ni. E rasa umană la distrugere. Păi ca să distrugă omenirea, i-a dat puterea femeii ca să meargă unde trebuie lumea asta. Păi cum? Dintr-o dată au ajuns televiziunile să prezinte numai parașute și panorame care pun în vizor cât mai multă plasticitate, cât mai multe buze, cât mai mult cur, cât mai mult. Păi nu vezi că dă puterea diavolului. Diavolul trebuie să ducă lumea într-un punct unde să se salveze rasa umană, e voia lui Dumnezeu. Și atunci, pe tine, ca femeie în familie, te lasă să te distrugi ca să fii mântuit. Na, păi ori mergi la mântuire cu iubire și îți duci familia și copiii la mântuire și te salvezi tu și casa ta, ori te duci în iad, de la tine până la ultimul, duci pe tot fiecare, îl duci în iad. Și pe pământ și dincolo. Deci, copilă, dacă tu crezi că ții la el, că îl iubești, simți pentru el ceva, aici ne asumăm niște riscuri. Că poate fi bine sau poate fi rău, dar totul nu depinde de el, depinde de tine și de mine. Dacă îl acceptăm cum îi, dacă îl iubim cum îi, dacă cum zice el e bine, dacă nu, stăm în război, hai să nu ne băgăm în căcaturile astea, că nu o să ne prindă bine. Dar ne vor prinde bine, oricum. Pentru că vom învăța și tății ne vor duce înspre a ne ciopli solzii de pește, cornele. Ni le va tăia Dumnezeu. Mândria, asta va face durerea.